No, sara bună, fraților! Astăzi facem un vlog, numai așa să fie făcut. Cu tot felul de randomuri posibile și imaginabile. Vine chiar că ești blondul tot, că ia la e, hei! Hai l-o întru toate! Connect Bluetooth player audio. N-avem așa ceva. Ia că să-și chiar singure jamurile. Tu îți ieși tot. Ce faci te așa? Dă-mă la cu omul, ei. Cui mă trimiți? Așa filmez numai și e filmat. Facem un vlog bun. Ia, băgăm în drive. Pac. E bără, nu aștept să putea. Ce sună femeile toate. Nu te lasă în pace. Fui. Stai, oprește aici lângă, oprește aici lângă, oprește aici, oprește, oprește. Faia aia, ca țigani. Am navigație șmecheră, am, bag în, am acolo mod Transport Plus, pe M3 și pe M4, dat aici, ha, am dat serios? Și citește mașina, bag Bluetooth și nu s-au de pe audio mere FM, băgam neașteptă pura. Pune-ți hamul, mă, dar ce faci? Pune-ți hamul. Orti Hristos, hamul. Asta da, dar țingă-li până în centru-n betie șic. Asta da. Băi după mine, mă, pula, tu baby după mine? Și noi Mac în satul mare, fraților, de cam un an de zile, aproximativ. Nu au construită, dar nu înțeleg cum le gândesc ăștia așa, că nu m-a scurțolit jantele. Așa, la limită, la limită, la limită, la limită. Asta e singurul om care cunosc, care ține și răcire și încălzire. Cum să simte așa, și cu răcire și cu încălzire? Hai să vedem. N-am să-mi țăvesc. Stai cu pe doi. Lasă, lasă-l. Așa e laș. Deocamdată suflă rece. Puh. Dar e rece, mă. Suflă cald după un timp? Este după aia de cald. Amu de cald. Pe urma bine transpiri. Da, da. Cum ai zis de Audi? Aici arată că face 900 de kilometri. La marca asta, maxim 300 intră în service. Ei, 900 de kilometri și 1 litru de ulei, trebuie să pui. Na, ia-ți Audi. Calitate Volkswagen Audi Group. Faină dosare. Pui mâna și se luminează. Pac. Dimineața trebuie să ajungă Ferrari-ul prin transportul pop-up, pick-up. Mașina am încercat să o vând în Germania, dar nu am reușit nicicum și așa că va pleca la un prieten bun din Cluj-Napoca care a achiziționat-o pentru el. Dimineața sper să aud din nou plăcutul V12. Tu ai auzit vreodată V12? Ăla e V12. Cu rogul ăla, e V12. Ștraful la roșu. Ce-o fug galben. Și ăla e ca și ăsta. Scrie 900 de km în bord, 300 service. La ăla, nici consumul nu arată. Nu, arată banul pe care dai. Eu am BMW de 1000 de euro și ne arată. Am stat în loc în... Ia cu-i scursolii, mă, se vezi în scursolii. Am stat în loc în... Mamaia, am ieșit din Mamaia și era bar la bară, era duminică, seara. Cam o oră am stat bar la bară. Aproape jumătate rezervorul consumat. Șocant. Mi-am băgat un pic la calculator. Ho! Ho! Pui un pic de Real Driving Sim pe Nintendo. Cam atât pe scurta zi de astăzi filmată. Să vedem dimineață cât de tare răjeaște V12-le. Două noapte. M-au zis cățelul că mănânc. O zic că-i treabă și lui. No, zua bună, fraților! Continuăm vlogul ăsta fără niciun sens. Și pornim un pic race gash asta. Hai să vedem ce știe. Dimineața la un cold start. Camera șmecheram.
de dat în spate. Mașina asta n-are senzor de parcare. Nu au avut cameră de fabrică, așa că i-am pus noi una. Să vedem bine, bine, bine. Ca senzor de parcare. Hăp, când ești la limită. Ai, ai, ai. Da, dar în oglinzile astea nu se înțelege nimic. Că-s de alea cu zoom. Mi-am pus de alea ajutătoare să mai văd. Să pot schimba banda în bete și... Să-mi ce ștrafă este cu care am folat. Polul Nord. Audi 80. Aici o caricatură printată pe lemn. Vă las link în descriere de la băieții care au făcut această magnifică operă de artă. Ai custom caricatură și codru imagini pe lemn. Asta chiar e un tablou pe lemn foarte mare. Nu se vede, dar e doi pe ceva. Super priceput, dacă vreți așa ceva, contactați. Ducem Mercedes ăsta, prima mea mașină de epocă, Cobra, la mecanic avea un pic probleme cu ambreiajul, încă nu-i restaurată final, a fost într-o stare jalnică, dar acum își prinde viață încet. Ăsta e șocul la mașina asta, înțeles că trebuie întors la dreapta, văd că e întors deja, spun închide ambreiaj și... Dă-l automat, după ce să sting bujiile. Și mi-am să luăm 633 CSI, care a avut probleme la fâne, prima dată îl încercăm și după aia vedem dacă e gata. Hai să vedem. S-a blocat sau nu s-a blocat ambreiajul din mers? Sper că nu. Să nu stricăm pompa de ambreiaj, folosim ambreiaj numai la pornirea de pe loc. Băgăm în întâia. Am pornit. Stângul rămâne acolo. Fără grid, fără nimic, toate, dă-i să meargă. Scoate la liber, preventiv. Stilul de condus la mașina asta îmi place enorm de mult. Dar mai avem ajustările finale ca să o facem gata de drum. Am avut probleme cu frâna, sper că acum funcționează. Frâna la maxim sau un pic mai violent. Aveam un fel de blocaj, hai să vedem acum dacă putem face o oprire de urgență. Dar nu-i bine, ceva nu-i bine să-mi bag pula. Tare greu e frâna. Foarte dură la început și după aia devine moale, dintr-o dată, dacă știți ceva. Remedii foarte dură și după aia îmi prinde dintr-o dată. Nu-i bine totico. Ce îmi place că face popcorn mașina asta. Popcorn natural. Nu știu dacă se aude în filmare, dar în realitate numai herbe. Ai, ai, să fac un burnout, dar o ploznit ceva. Nu mai intră viteză. Adică intră. Ia să-mi ție fum de sub pe capotă.
Comandați-l pe Sugaciu. Dacă aveți mașină, race gash, adică bețivană. Pluznit un pic planetara. O pluznit. Om tomni. Mergem până la Autosatul Mare. Am nevoie de ceva jeepuleț pe iarnă, până la primăvară. Vedem ce găsim pe internet. Dacă aveți nevoie de mașini verificate pe internet, verificate în Germania, autosatumare.ro. O să iei pe trailer Totico. Ducem înapoi de unde au venit. Ușa, mă! Part pick-up a venit și pe trailer o am suit. O ajuns domnul Thomas. Ce faci, Thomas? Ce faci? Facem o filmare așa fără niciun sens. Ți-a ajuns mașini sau? I-am rupt planetarele. Am vrut să dau burnout în curte și pula. Serios? Da. Am o dus-o de la Laszlo. O fă bună. Am o dus și până acolo. Acolo e garda, nu? Unde țeava de eșapament. În doi haide. Ai de pula mea. Da. Încă așa ceva n-ai. No, ăla e garda. No, eu am văzut că s-a forfecat capul de la planetară, știi? Da. Dar încă șuruburile s-au dus în pur. Ești gardanul șurub pe care. Gardanul s-a făcut hârtie, ne, igienic, așa zic. Nu aștoc. Și ruptura proaspătă, nu-i fisura. Aici mergem la Oțan, din chigilul care face modificările la Porsche Cayenne. Facem un Cayenne Turbo de off-road, overlanding. Să vedem ce iese, după aia va fi custom tuningat. Hai să vedem cum stau modificările. M-am intrat roțile pe față și am modificat intercoolerele să meargă un pic mai în față și alt suport. Aici trebuie să aibă mare. V8 48 de 5 de cai pe câmp. Zi mai de modificări la mașini. Tinichgerie, revopsire. Number 1 în Satul Mare. Și nu numai cred că. Și am vopsit la foarte multe persoane. Multe mașini, dar recomand. El car SRL pe Lucian Blaga. Am achiziționat mașina asta, am și uitat. Achiziționat, nu mai știu grei românești, în Betia și Zastava Yugo. O să urmeze un review. Mașină din ex-Iugoslavia, făcută după Fiat. Nu mai știu ce Fiat. Da, e șmecheră toate. Cu asta până la Polul Nord. Aie, motorul spate. Da, lăsăm review pe altă dată. I-am montat un LED bar la Dodge. Numai 3 reglat. Cu farurile astea de Dacia americană. Nu văd nimic noaptea să-mi bag pula. Eu cred că trebuie să vină Ferrari-ul. Am făcut un pic de curat aici în curte. Așteptăm să vină transportul special Popart pick-up. Dacă aveți nevoie de transportul premium, prelată închisă, CMR, asigurare, tot ce vreți, siguranță, intrați pe popart.ro. O vine domnul Thomas. Dă o fisă la Brera. Kimbo, facem un review la mașina asta. Cea mai șmecheră mașină sport italiană. Asta trebuie să fie supercar, tatico. Cândva.
Dar nu lui și planul. Așa au fost, așa au fost. Ieși-te pe două, că mai bine. Liniște, dai drumul. Are 4 țări toate din fabrică. Are. A fost în Need for Speed Undercover, sau care era, cred că. Băgăm un sugaci și pe brera toate. Este un urei să găiași cu corona. Aici. Intrați pe Instagram, sugaciu. Drive Safi. Kimbal! Hai zi, știi un pic să sună? Novitec F12. Șeptiste 40 de cai. Italian F12 Berlinetta. Mă bucur că rămâne în familie, gen. Manettino. No, sunt întors și junghiul ăsta în curte unde trebuia să fie. Hai să-ți spăm o fisă să venim, știe de frică. Aici avem jantele originale. Acum mai are un set de Vostenur de la Custom Tuning. Jantele, designul de jante preferat pentru mine de la cei de la Vosten. Pe spate sunt concave de rup. Și aici avem 40 de litri de benzină care o să-i băgăm imediat. Premium. Știu că scrie BMW Garage Only, dar am o primește o noapte, o italiancă. Nu uitați, dacă vreți cel mai șmecher detailing, curățare auto, interior, exterior, ceramică, îl găsiți la Cluj-Napoca, Revo Garage. Gaciu a ajuns și pe mașina lui Thomas. Și bea și o bere. Punem și în Alfa Omtie Zaț. Pâine românească. Flacon tăiat. Asta Mircea m-a învățat. Știe de frică, știe de frică. E central, no. În pula lui Dumnezeu. Bun. Bună, șurubeni, ți-ai găsit. Nu, bine, du-te, du-te. Ale, du-te, a miui. Ștoc. La mijloc, ei. Iui, dai, iui. Da. Meșterul. Ala-i toti, asta e șurubeni. Ștoc. PJL E-Auto. Băiat foarte bun, electrician, m-a ajutat să vedem ce erori are, nicio eroare mașina, toate sunt în regulă. Dacă aveți nevoie de electricieni în satul mare, Soft Auto, las un link în descriere.
Mai am de pus numărul pe spate și am terminat. În loc să merg pe un becheș fix să le alimentăm ca lumea, trebuie să merg să luăm cu canistre. Asta este, uneori este fain să te complici. Fraților, sper că v-a plăcut acest video nonsens. Dacă mai vreți video fără niciun Dumnezeu, spați acolo un like, subscribe, din alea, bla bla bla. V-am țucat!